Acțiune! Nimic nu se compară cu ciorbele, fripturile preparate la foc, așa, ceaunul băgat direct în foc. Prieteni, ciorba noastră este gata. Так здесь рогожанок мы все говорят на русском. Ну, а сейгал бы, ну, я каса в верде имела нестру. Да, да, и фурмас. Хай, о, кумпар пяс галбан, ту пяс верде, Иван. Ту паша ты еще. Я вообще кумпаран малок, я каша. Бэй, им брать, ты дай сама гиней машину, ходи. Bună ziua! Bună, bună, bună. Nu ne trebuiește la Rogojeni. Dar pe Rogojeni care este și... Unde sunt bordeile astea, căsuțe. A, bordeile? Da. Este Rogojeni în deal este? Da. Voi de la Cineuzniț? Da. Voi asta e copișal? Da. Voi trebuie să faceți în val, dar și pe ce puteți vă duceți? Aha. Dacă mergeți, mergeți drumul, numai că acolo și o răpșoară, dar sunt vă temesc, treceți. Aha. Treptă Rogojeni și aia. Aha. Vechi dat. Da, dar da, drumul, da. Drumul, mergeți, mergeți drumul drept. Dar e drumul tot așa de chiatră, da? Tot așa, da. Mergeți în capul satului, este țiră în caia. Cum e acolo, ia? Ia că acolo e capul satului. Am înțeles. Mergeți de bani acolo, așa. Ia stai o leacă că prietenul nostru vrea să vă servească o bere. Dar să o beți la cald acasă. Dar și mă fotografiază. Noi filmăm o emisiune de gătit, de mâncare. Aha. Iar că mă ta ne-ai întâlnit nu cu deșertul, dar aproape cu plinul. Cu greu, dar vă seamănă, dar vă fac spune. Hai, seamănă. Așa, aici. Că mere, ca pere, la nu, cu mere, să ieși în Florești, la anul și la mulți ani. Mulțumim frumos. Mulțumim. Hai, drum bun. Sănătate. Nu duceți drumul și trebuie să nu sat ați dat. Arașo, mulțumesc frumos. Așa, da, mă rog. Într-adevăr, uimitor acest sat, Rogojeni, prin băștile sale. Ce o bașcă, e așa o casă săpată în pământ. Eu aș numi-o căsuța fără geamuri, pentru că, după cum vedeți, are doar o intrare, o sursă de a te încălzi, presupun un cuptor sau o lejancă, o sobă. Dar pe lângă bașcă mai observați alte bășculițe mai mici, de obicei, presupun că le foloseau pentru a păstra hrana pentru animale sau, de ce nu, chiar și păsările. Artiști, unde vă duceți? Suntem la marginea satului Rogojeni.
Aici ne-am dat peste un podișor ca din poveste. Prin asta e special satul Rogojeni, prin amplasarea lui pe marginea râului Răut, care, după cum vedeți, este viu, activ și curat. Aici, la marginea satului, se aude murmurul râului Răut și noi am obosit un pic, vrem să ne alimentăm. E timpul să începem prepararea, prieteni. Focul este făcut, oala este aranjată deja direct pe jăratic. Astăzi vom prepara cea mai delicioasă ciorbă de usturoi gătită vreodată la aer liber. Să începem prepararea. Cârnați, afumați, în untură. Ia! Câteva linguri de untură în ceaun. Amestecăm bine untura cu cârnați, pentru că vom căli în toată această grăsime legumele noastre. Ingredientele principale sunt prazul, ceapa, rădăcina de pătrunjel și mult, mult usturoi. Vom toca ceapa cu bulețe, același lucru vom face și cu rădăcina de pătrunjel, usturoiul. Adăugăm ceapa direct în oală, amestecăm ușor, tăiem și prazul. Ciorba trebuie să fie una cremoasă, de aceea adăugați ceapă, usturoi, praz, rădăcină de pătrunjel în exces, cât mai mult. Adăugăm și cartofii, așa, și desigur voi adăuga rădăcină de pătrunjel. Prieteni, orice ciorbă, dacă îi adaugi rădăcină de pătrunjel, dar în general rădăcină de țeline, la fel, bulionul va fi unul mult mai bogat în arome și gusturi. E timpul să condimentăm. Aici am boabe de piper și sare grunjoasă. Adăugăm piper și sare. Perfect. Iar acum, prieteni, mai am un produs surpriză din camara lui Vasile. Mulțumesc! Aceste coaste afumate le vom adăuga și pe ele aici în această ciorbă. E timpul să adăugăm apa. Lăsăm totul să fiarbă la foc domol, dar mai e un ingredient important pentru rețeta de astăzi, este usturoiul. Vom adăuga cât mai mult usturoi tocat. Hai, mulțumesc, Vlad! Să-ți dea Dumnezeu sănătate și o fată frumoasă, gospodină. Iar acum, prieteni, adăugăm usturoiul. Acum aroma ciorbei noastre se va extinde pe toată Valea Rogojeniului și a satelor din jur. Da, hai pe da. Mai se dat frișitul. Nimic nu se compară cu ciorbele, fripturile preparate la foc, așa, ceaunul băgat direct în foc. Prieteni, ciorba noastră este gata. Pe final adăugăm doar pătrunjelul tocat, perfect, pentru a amesteca această aromă de usturoi, afumătură, ceapă, rădăcină de pătrunjel, bulionul acesta puternic, vom adăuga frișcă. Acum amestecăm totul și obținem o ciorbă densă, cremoasă. Priviți cât de bine arată această ciorbă, pe care vă îndemn să o preparați și voi atunci când ieșiți cu prietenii la natură. Putem să scoatem ceaunul de pe foc. Foarte, foarte atent, doamne, sper să nu vărs nimic pe jos. Așa. Ta-da-da-dam, ta-dam. O, da. Mâncarea este gata, prieteni. Veniți cu toții, dar nu veniți cu mâna goală. Câte o berică de fiecare.
Prieteni, am gătit ciorbă de usturoi cu frișcă. Cu o bere proaspătă, cu o bere rece, această rețetă te încântă. Vă îndemn să o preparați și voi atunci când ieșiți cu prietenii. Nu uitați, mâncați sănătos, dar în primul rând gustos și, ca de fiecare dată, lăsați locul curat. Asigurați-vă că ați stins focul, iar capacele de bere să le aruncați la gunoi și nu în natură. Noroc și la bine și la greu. Bere Chișinău.